Președintele PSD Liviu Dragnea a vizitat pentru a doua oară complexul turistic de natație Târgoviște. Alături de liderul social-democrat au fost și alți lideri marcanți ai Partidului Social-Democrat, senatori, deputați, primari și vicepreședinți din toată țara și foști miniștri ai guvernului Ponta. Gazdele au fost primarul municipiului Târgoviște Cristian Stan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Țuțuianu, viceprimarii Cosmin Bozieru și Carmen Holban, reprezentanții firmei constructoare și conducerea complexului turistic de natație Târgoviște. Da, o luăm. Aici e parcare. Toată zona e destinată parcării. Primarul Cristian Stan le-a făcut un scurt istoric al acestui proiect care a fost salvat de la eșec de administrația condusă de Cristian Stan. Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai complexe, poate cea mai complexă investiție din istoria municipiului Târgoviște și a județului Dâmbovița. Complexul turistic de natație, o investiție totală în valoarea inițială a contractului de finanțare de 88 de milioane de lei, cu o economie de aproximativ 3 milioane de euro în urma licitațiilor de execuție, consultanță, dirigenție de șantier și așa mai departe. Este un proiect care, în urmă cu un an de zile, părea compromis. De ce spun asta? Pentru că la nivelul lunii februarie 2015, în momentul în care actuala conducere a primăriei Târgoviște a preluat atribuțiunile, existau probleme foarte mari. Astfel, o scurtă prezentare, n-am pretenția să fac o prezentare exhaustivă, numai câteva aspecte de natură să conducă la concluzia că ceea ce am spus mai devreme este cât se poate de real. Prin urmare, la nivelul lunii februarie 2015, nu exista nici măcar în proiect stratul 1 de asfalt pentru toate aleile pe care dumneavoastră le vedeți în curtea complexului turistic de natație. De asemenea, nu exista termosistem pentru clădirea în care ne aflăm, nu exista de asemenea alimentare cu apă pe zona de ștrand, totodată nu existau aproximativ 700 de metri liniari, repet, nici măcar în proiect de canalizare pluvială și canalizare menajeră. Dacă la aceste aspecte mai adăugăm faptul că nu exista finanțare pentru cota de participare a administrației publice locale la acest proiect, precum și faptul că existau datorii de aproximativ 7 milioane de lei față de constructor, ne putem face o imagine despre dificultățile pe care le-am întâmpinat în realizarea acestei investiții, complex turistic de natație Târgoviște. Profit de prezența domnului Liviu Dragnea la acest eveniment pentru a-i mulțumi pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în implementarea acestui proiect. Vreau să menționez că ordonanța numărul 14 pe 2013 ne-a ajutat extraordinar de mult pe zona corecțiilor financiare, pentru că nici acest complex, ca de altfel și celelalte proiecte de investiții pe care le-am derulat în municipiul Târgoviște, nu a fost lipsit de probleme din acest punct de vedere. Complexul turistic de natație din Târgoviște este primul complex turistic de natație din regiunea de sud a Munteniei, care a obținut finanțare prin programul Regio. Complexul construit se întinde pe o suprafață de 10,5 hectare, fiind amplasat pe fosta bază Crizantema. Acesta cuprinde un ștrand, un bazin olimpic acoperit, inclusiv zona spa, 225 de locuri de parcare, două terenuri de mini-fotbal, un teren de basket, trei terenuri de tenis, două locuri de joacă pentru copii, zona dedicată pentru activități de role și biciclete, un labirint natural, un amfiteatru și un aqualand pe o suprafață de teren de aproximativ 3 hectare.